Handbalistele CSM-ului sunt primele în clasament, dar și cele mai grăbite la reunire, pentru că au avut vacanță doar de o săptămână. Chiar de astăzi, ele au început un cantonament montan la Bușteni. Principalul Gigi Ionescu spune că aerul tare de munte le va face bine sportivelor, mai ales după sărbătorile de iarnă. Pe lângă pregătirea fizică, lotul ploieștean încearcă și perfectarea unui meci amical. Pentru CSM Ploiești, prima partidă oficială din 2011 va avea loc peste două săptămâni la Plopeni, împotriva Activului, cealaltă echipă ploieșteană din divizia A.